Aproape zilnic, angajații Serviciului de Gospodărire Urbană Ploiești găsesc în parcurile din municipiu obiecte distruse în urma unor acte de vandalism, asta în timp ce gunoaiele se aruncă pe jos, iar în dreptul băncuțelor este plin de coși de semințe. Din punctul nostru de vedere, am făcut deseori apel împreună cu municipalitatea în sensul apel la ploieșteni, în sensul de a proteja aceste investiții din bani publici pentru a ne bucura împreună cât mai mult timp de ele. În momentul în care constatăm vandalizări, pe cele majore le anunțăm la poliție și pe cele pe care le putem repara, care nu sunt chiar atât de mari din punct de vedere al distrugerii, le reparăm. Intervențiile noastre se fac cât se poate de repede, însă considerăm că bunul simț nu trebuie să fie o măsură coercitivă sau rezultatul unei măsuri coercitive. Distrugerile de pe domeniul public pot fi anunțate la poliția locală la numărul 0244954 sau la dispeceratul regiei autonome de servicii publice la numărul 0244984. În ceea ce privește vandalizările, da, în ultima perioadă numărul acestora a crescut. Sunt vandalizării privind distrugerea corpurilor de iluminat, a coșurilor de gunoi, vandalizării a obiectelor de joacă din parcurile municipiului Ploiești. Toate aceste sesizări sunt, încercăm să le rezolvăm în cel mai scurt timp. Acestea sunt înlocuite, sunt reparate în cel mai scurt timp. Prima dată, doamnă, sunt vandalizată de cei mari, de copii mari, de ăștia mici, nu, că uitați, sunt supravegherea bunicilor. Cei mari fac rele noaptea. Ați observat asta, astfel de... Bineînțeles că da. Eu stau aici aproape 30 de ani și vă dau, da, cam 30 și vă dați seama. Ce măsuri ar trebui luate ca să nu se mai... Măsuri au trebuit luate să angajeze un pasnic de seară, un bodyguard. Deci cei mari, că cei mici nu poate să vandalizeze, să facă absolut nimic. Eu așa cred. Ar trebui făcut ca să nu se mai ajungă. Da, așa, ceva care să se ia... Da, un pasnic, ceva... Sunt și în parcul ăsta, sunt și în parcul de acolo. Sunt distruse, într-adevăr. Sunt distruse. Ce se poate face? Ce se poate să fac? Să pună la fiecare la spate polițai, că altfel cu copiii noștri și cu cum sunt educați... Educația. Educația de acasă. Uite, eu am doi nepoței, unul de 3 ani aproape și unul de 6 ani, dar nu aruncă o hârtie pe jos. Reprezentanții poliției locale recunosc că nu fac față acestor incidente și asta pentru că se pot asigura doar 5 patrule pe schimb. Avem în vedere toate zonele, toate parcurile, dar încă o dată ne lovim de această problemă a lipsei de personal sau, mă rog, personal insuficient. Nu putem acționa în toate zonele cu efective sporite pentru că suntem totuși limitați la această problemă. Oamenii din zona parcurilor spun că cel mai mult astfel de incidente se întâmplă noaptea. Da, într-adevăr. Se întâmplă noaptea, v-am spus, este apanajul unor găști, să zicem așa, de tineri care din teribilism fac astfel de lucruri. Zonele sunt destul de largi de patrulare și încercăm să ținem sub control acest fenomen. Odată cu încălzirea vremii, autoritățile din Ploiești se așteaptă la un număr și mai mare de astfel de incidente pe spațiul public.